asemenea tupeu și nesimțire, cred că trebuie adus la cunoștință atât președintelui Agenției Naționale, dar chiar doamnei prim-ministru. Prefectul județului Mehedinți Nicolae Drăghia a șters pe jos cu reprezentantul DSVSA Mehedinți, prezent la ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din această dimineață. Practic, prefectul a vorbit cu directorul Irina Zoican pe un ton ridicat și chiar nu s-a ferit în schimbul de replici să folosească termeni precum tupeu și nesimțire. Directorul DSVSA a intrat în colimatorul prefectului pe motiv că acesta, din urmă, ar fi cerut la ședința Consiliului Prefectural de la finele lunii iunie un raport amănunțit privind măsurile luate în privința amenințărilor de peste porcină, ce vin dinspre județul vecin Dolj. Mai mult a cerut explicații și cu privire la pesta micilor rumegătoare, ce amenință dinspre Bulgaria. Prefectul a amenințat și el că o va informa și pe prim-ministrul Viorica Dăncilă. Este imposibil așa ceva. Nu mi s-a întâmplat așa ceva până acum. Și vă solicit chiar să informăm primul ministru. Nu mai mă joc cu chestiunea asta, în timp ce pesta porcină este în Dolj, în timp ce avem atâtea amenințări din punctul ăsta de vedere sanitar veterinar. Și pe urmă o să vină să... Păi cine? Prefect! Bun, și când nu o să mai fie în această funcție, cine o să mai fie de vină? Că nu mai e Drăghia. Asta e de vină și ziua și noaptea. O să vină pesta porcină, normal că eu am adus-o. Vreau să vă informez că a fost în concediu. Nu mă interesează, se știa de o lună de zile. Nu mă interesează cine, cum se lasă și cum se duc sarcinile acolo. Supărarea prefectului a mers chiar mai departe și, la un moment dat, a precizat că nu mai tolerează astfel de atitudini pe care nu s-a ferit să le denumească tupeu și nesimțire. Noi nu suntem în stare să comunicăm, să colaborăm cu nimeni din conducerea Direcției Sanitar Veterinare. Mai mult, fiecare dintre cei din conducere încearcă să își paseze un război al lor intern prin nerealizarea obiectivelor propuse, culminând cu nesimțirea de a nu se reprezenta cu materialul, au trimis materialul, dar nu s-a prezentat nimeni să îl expună în fața membrilor Colegiului Prefectural în ședința din luna iunie. Situația de criză de la DSVSA Mehedinți a început în campania pentru alegerile europarlamentare, când directorul executiv Irina Zoican a demisionat, spune ea, în urma unor presiuni, dar a rămas la conducerea direcției până când se va numi un nou șef.